And now, ladies and gentlemen, for the next contest of the evening, 3 rounds of 3 minutes in the Coliseum Tournament Heavyweight Division. Introducing first to the blue corner, Stefan Ciobotto. Tick, tick, boom. We're bringing the noise. Încet, încet se ridică aici temperatura în polivalenta bucureșteană, pentru că avem partii de din ce în ce mai dure. Urcăm din nou la categorie și avem partida dintre Ștefan, între Virgil Ciobanu și Robert Damian la 95 de kilograme, după ce în precedenta Iulian Marinescu este italianul Robert Damian. O lovitură de genunchi, o lovitură cu un low kick la genunchi pe interior. And now, ladies and gentlemen, introducing our participants. First, fighting out of the blue corner, he's 29 years old and stands 193 centimeters tall and weighed in at 107 kilos. He makes his professional debut here tonight. Ladies and gentlemen, Stefan Ciobotto! And his opponent, standing across the ring and fighting out of the red corner. He's 32 years old and stands 182 centimeters tall. His weight, 130 kilos. He makes his professional debut here tonight and represents Bucharest, Romania. Ladies and gentlemen, he is known as Barba Robert. Your referee at the bell, Yamato Zaharia. TV, rămâi singur. Cum am observat și mai devreme, Robert Damian este de la Team Stoica. Ambii frați sunt alături de el și antrenorul său, Andrei Ochi Mircea. Prima repriză va fi un meci exploziv. Cu siguranță, ia să vedem ce se întâmplă. Bum, bum. O încroșire de dreapta. L-a prins acolo cu un uppercut, se va termina. Un uppercut, un croșeu. Iată, lovituri acolo între cei doi. Un low kick acolo, un low kick. Cade Ciobanu. Damian s-a ținut cu greu să nu coboare. Normal, n-am vrut să-l vească la podea. Spune lui Vali Ciobanu să ridice brațele, să le contreze pe Lasă garda Damian, cam jos. Nu știu dacă și-a pus proteza când a început lupta. Intră acolo peste el Damian cu o serie. Publicul savurează o astfel de bătălie. Da, doresc măcar un knockdown. Fanii din polivalent Ciobanu, Virgil, da, nu, eu cred că ține proteza strâns. Se vede că nu are o experiență prea mare. Important este că a avut curajul să intre în acest ring. Nu prea ține garda.
Robert Damian pare mai hotărât, garda sus, primește câteva lovituri, nu-l impresionează cu nimic și să vedem ce răspuns va avea. Iată un low kick acolo, aproape că l-a luat pe sus. Ciobanu, Damian se nervează, vrea să-l arunce prin curs, dar parcă nu are proteză. Pare, da, oare, Ciobanu, că-l văd eu în colțul gurii. Okay. Da, da, da. El ține gura deschisă, mi-e frică pentru un croșeu asupra capului, sincer să fiu. Nu înțeleg de ce Damian nu lovește. Probleme la picior, să nu mai poate. Ia trei ore când își ia low kick-ul acolo. E greu, e greu. Da, da, da. Nu mai poate. 5. 6. Hai mai încearcă puțin. 7. 8. E frică de accidentare lui Ciobanu. A ținut mai mult la integritatea ta. Integritatea sa este inteligent ce a făcut față de ce a pățit italianul meciul precedent. Italianul chiar a fost lovit. Da, corect. Și el a fost lovit pe coapsă. Da. Da, lipsa de experiență și a spus cuvântul și nu a putut continua. Eu mă așteptam la un croșeu în bărbie și atunci era cu sigur, da, a scăpat chiar bine. Un low kick acolo dat deasupra genunchiului. Da, da. Cred că parcă i-a părut rolul Damian că nu a mai rămas să lupte. Da, da, da. S-a așteptat la Iaudi. Stai, nu, mai rămâi. Stai, nu mai vreau. Mai rămâi, da. Da. Parcă nici n-a avut timp să transpire luptătorul fraților Stoica. I'm on that geek freaking technology technique. Yeah, I flow tight, never leak. I'm the future with a bunch of antique. A treia partidă încheiată pe de limită de la Coloseu, 33 de la Polivalentă. Ladies and gentlemen, this bout comes to an end in the very first round. Your winner by technical knockout, fighting out of the red corner, Robert Damian! Robert Damian, câștigător prin knockout. Cu low kick asupra coapsei. Pentru cine nu știe, Robert Barbă este de 7 ori campion al României la fotbal american, de 6 ori cel mai bun jucător din România de fotbal american și nu putem decât să fim mândri că suntem prieteni frații lui. Echipa Rebels București retrage tricoul cu numărul 99, care îi aparține pe viață celui mai bun jucător de fotbal american și sper viitorului campion la kickboxing, Robert. Bravo, Robert! Amănunte pe care nu le știam despre el, eu le știam personal, dar am apucat să le expun, dar iată că în acest moment știe și publicul cariera din spatele lui în sport și acum în acest sport de contact.